Salutare la toți! Eu sunt Marius și aș vrea să vă prezint un dispozitiv de tăiere longitudinală pe care eu îl folosesc să fac tăieturi la plăcile de OSB, în general plăci din lemn. Este un dispozitiv cu o reglare relativ simplă, necesită puține reglaje la început, dar apoi efectiv pui circularul, ai tăiat și îl dai jos dacă vrei. Eu am pentru treaba asta, dispozitivul se numește Craig Rip Cut și este format din două părți, o șină de ghidaj gradată și o talpă pentru circular. Eu am mai multe circulare, ca să spun așa, și atunci îmi permit să-l țin pe ăsta numai pentru tăiat plăci, pentru că am reglat talpa respectivă pe dimensiunea tălpii circularului și nu mai stau să pierd timp. Da? Haideți să vă arăt despre ce vorbesc, să vedeți câtă ușurință are în exploatare, ca să spun așa. În afară de asta, reduce matematica din calculul tăieturilor destul de mult. O să vă explic și din ce cauză. Și haideți să vă arăt. Pune circularul efectiv în ghidaj, da? Se pune la 90 de grade, se strânge în șuruburi, are două șuruburi de strângere și două de ajustare. Bateria trebuie scoasă de la circular sau scos din priză, dacă le aveți în priză, pentru că nu vreți să apăsați din greșeală pe buton și să rămâneți mai scurt cu niște degete. Bun. Am atașat talpa. Îl pun pe ghidaj. Luăm o baterie. Bun. Acum să vă arăt cum se taie, cum folosesc acest dispozitiv. Întotdeauna când tăiați cu circularul, ochelari de protecție și căști de protecție, în niciun caz mănuși. Este greșit să folosiți mănuși de protecție în dulgherie, întâmplărie. În general, când folosiți cule care se învârt cu viteză destul de mare, evitați folosirea mănușilor. Mănușile se folosesc numai la manipularea materialelor, nu și la manipularea utilajelor. Pentru că dacă te-a prins utilajul, nu mai ai timp să-ți tragi mâna. Te agață cu tot cu mănușă și, Doamne ferește, nu știi ce se poate întâmpla. Bun. Am terminat și protecția muncii. O să vă arăt cum funcționează și modul de calcul. Asta e o placă de OSB. Nu este chiar standardul care se vinde în România. Ele sunt 2742 cu 2216. În România se vând plăci de OSB la 2500 cu 1250. Ăsta este un standard american care înseamnă 24 de inci interax, adică 3 montanți pe o placă. Apoi înălțimea este dictată de faptul că 2 inci de la bază nu intră în talpă. Da? În talpa de trasaj, v-am explicat într-un video anterior, talpa de trasaj nu înglobează și OSB-ul de placare. Da? Bun. Am câteva dimensiuni pe care aș vrea să vă arăt cum le tai. Alegem 425 ca și dimensiune. Un mic marcaj
luați circularul și îl reglați la tăietură. Notăm placa 425, o punem deoparte. Acum, ca să nu pierdem material, măsurăm ce a mai rămas în această placă. Și am 790. Verificăm lista și următoarea dimensiune apropiată este 760. Măsurați de jos în sus și marcați la 760, 76 de centimetri, da? Și tem doar partea de sus. 3 cm diferența. Placa rămasă are 760 de milimetri, exact ce am avut nevoie. O notăm, 760, și o punem în locul unde este marcat spațiul pentru această placă. Motivul pentru care am tăieturi de genul acesta a fost că prima dată am placat toată casa cu plăci întregi, ca să evit tăierea fără sens a plăcilor, și apoi am notat, am măsurat fiecare zonă cu panel lipsă și am notat taiul la dimensiune și pun plăcile în locurile respective. Astea, bucățile astea de OSB rămase și cuțe în general întregi, nu le arunc, nici nu le rup sau le fac ceva de genul ăsta. Ce am să fac cu ele? Montate cu adeziv de adeziv poliuretanic tip spumă, în profilele CD pentru pereții verticali, le montez în zonele unde am de ancorat chestii pe rigips. Și în felul acesta îmi asigur o contră în partea cealaltă a peretelui prin care să țină mult mai bine, pentru că rigipsul, cum știm, e destul de slăbuț ca material de ancorare. Și în felul ăsta întăresc că ei întăresc profilele CD. Pot să pun chiar două, pentru că unul are 11 mm și voi avea 22 de mm. E mai mult decât suficient ca și prindere să prinzi un televizor în perete, un raft, chestii de genul ăsta. Bun.
Acest dispozitiv taie minim 1 cm, maxim 650 de mm, 65 de cm. Cât este mai mult decât util, în special când aveți tăieturi repetitive, de genul am de tăiat 10 bucăți de 25. L-ai setat la 25 și ai tăiat 10 bucăți. Nu pierzi timpul. După cum se vede, nu cred că mi-a luat un minut să tai alea două plăci. În general merge foarte repede. Asta am vrut să vă arăt. Nu am vrut să vă învăț cum să tăiați OSB-ul, că presupun că nu e asta o problemă, dar am vrut să vă arăt metoda prin care tai eu, eficient, ca să spun așa, pentru că orice accesoriu cumperi pentru scule sau scule în general, îți reduc timpul de lucru. Ele sunt făcute pentru asta. Acest dispozitiv Craig Ripcut vă mai ajută și dacă lucrați singur, să nu trebuiască să ridicați plăcile, să le puneți pe un banc de lucru, să trasați, să marcați, să stați să calculați. Este extrem de util să tai exact în locul unde ai pus plăcile pentru stocare. Pentru că poți să reglezi adâncimea lamei în așa fel încât să nu atingă placa din spate. Sau dacă o atinge, este doar foarte fin, nu contează acea zgârietură pe lung, ca să spun așa. Ideea este următoarea. Pentru 250 de lei sau 300 de lei, cât costă acest dispozitiv astăzi, că nu mai știu exact, este foarte bine să-l cumpărați, pentru că la un muncitor îi dați 250 de lei într-o zi să vă ajute să ridicați plăcile de acolo, să le puneți pe un banc și să vă țină de ea cât tăiați. Cam asta e ce face un muncitor necalificat. Apoi a doua zi îl chemați din nou și îl plătiți iară cu 250 de lei pentru aceeași operațiune. Plătiți 250 de lei și omul ăla nu mai vine deloc. Nu vă face de râs, nu întârzie, e acolo. Pus într-un colț, montat pe circular, când am nevoie îl folosesc. Asta este situația în care ajungem când oamenii pe care ne bazăm ne trădează de prea multe ori. Cumperi dispozitive de ridicat, dispozitive de cărat, dispozitive de tăiat, dispozitive de înlocuit, alte dispozitive umane, ca să spun așa. Asta este. E destul de greu să lucrezi singur, că parcă ai vrea să mai schimbi o vorbă în timp ce dai din mâini, dar te adaptezi și la singurătate și îți vezi de treabă și dacă te faci de râs, te faci singur și îți asumi. Nu te face altul de râs să-ți asumi tu pentru altul. Asta este motivul pentru care caut soluții de înlocuit personal, ca să spun așa. Eu, ce să zic, vă mulțumesc foarte mult pentru că vizionați. La fel încerc să fiu util cu tot ce pot. Dacă dați un like și o abonare, este mai mult decât binevenit. Un coment, la fel, aveți întrebări, vă rog frumos să le puneți. Vă răspund în măsura posibilităților și cunoștințelor mele. În general, să ne vedem cu bine următoarele filmulețe. La revedere!